Andrei Toda, director general al Ministerului Economiei, a declarat ieri în presa națională că a citit despre astfel de intenții care îi se par amuzante. Nici noi cei din minister nu avem experiență în alegerea unor manageri privați, dar din câte știu eu, firmele de executive search au propria bază de date cu persoane pregătite pentru top management. Nu am auzit că ar fi posibil să aplici un CV special pentru un post, a explicat oficialul ministerului. Astăzi la Gorj, câteva explicații despre cum stau lucrurile în ceea ce privește acest proces a dat și secretarul de stat Claudiu Stafie, dar foarte scurt. Suntem în planul pe care l-am propus și în calendarul care l-am propus. Și așa cum spunea și domnul ministru Aitran, sperăm ca până la sfârșitul anului să încheiem pentru 5-7 companii contractele de management. În privința condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească viitorii manageri, a dat un răspuns la fel de concis. Condiții drastice și profesioniste. Filiala locală a firmei daneze de executive search Pedersen & Partners, condusă de mai bine de 5 ani de headhunterul Mona Neagoe de 39 de ani, a câștigat prima licitație din proiectul de introducere a managementului privat la marile companii de stat.